La radio gherila nu vreau să se predea. Aia sunt mai cumod. Sper că până la urmă să se predea și ei, că sunt destule frecvențe în FM. N-avem nevoie de management ăsta de proastă calitate și să-și asculte muzica acasă. Le-am mai și spus ăstora care plâng acum după radio gherila că și-ala s-a închis. Da? Ascultați acasă, pe divan, să nu vă audă nimeni, muzica la căști, aia e radio gherila, da? Să stai în singurătatea ta și să-ți asculți muzica aia pe care numai tu o asculți. Ce-ți trebuie? Radio gherila poate să fie făcut de fiecare dintre noi. Și gata cu subiectul ăsta, că oricum nu ne interesează.